chiar e o istorie aparte. Nanu, Vasile, așa îi ziceam, a vrut foarte mult și s-a dorit să fac muzică. Sușică albă de soc, vine și eu la joc, pădița la un loc, se joc batuta cu foc. Trilila, 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 trilila. Eram cu gura plină cu dinți de aur, că trăiam la Soroca și purtam numele Iașcenco. Aveam 10 degete și 22 de inele din aur. Eu, rumenă grasă și frumoasă, frezată modern, gătită, cu unghii mari, cu un șliț lung, pe tocuri înalte, nici pe aproape nu făceam parte din categoria celor care erau solicitați la Catedra Folclor. Bine v-am găsit! Invitata din această seară a avut de-a lungul vieții multe experiențe dure, care au ajutat-o să devină femeia puternică de astăzi. Este fără doar și poate o istorie interesantă din care fiecare poate învăța o lecție. Interpreta de muzică populară Nătălița Munteanu este acum la Iubește Viața. Bine ați venit! Cu drag! Vă mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vreau să începem încă să povestim lucrurile de la începutul lor. Interpretă de muzică populară. Bănuiesc că v-ați îndrăgostit de muzică încă din copilărie, nu? Așa cum se întâmplă la marea majoritate, sau marea nu? Majoritate, exact, dar la mine chiar e o istorie aparte și, cum zicea cineva, seamănă interviurile mele între ele, pentru că dacă aș minciuni pe alocuri, ar fi istorii diferite, dar aici eu, doar e o istorie. Trebuia să se întâmple ceva în viața mea ca să răbufnesc sau ca să dau start povestirilor vieții mele. Ce ține de începuturile mele, eu vin întotdeauna, îmi place să spun, dintr-o familie de muncitori, dintr-o familie frumoasă, unde în cap de masă a fost credința, rugăciunea, dreptatea, adevărul, cumsecădenia, munca. Nu știu dacă a bănuit cineva că voi ajunge unde am ajuns, deși toți s-au străduit, cei 4 copii ai bunicii, eu sunt o singură nepoată pentru toți. Mama, începând cu mama și sora mamei cea mai mică, nu prea au avut posibilitate, cum erau timpurile pe atunci, să facă studii și în special studii superioare. Deci ei toți la maximum s-au străduit ca eu să învăț, că să fac studii, să ajung om. Dar ce ține de muzică, cu siguranță nu s-a bănuit, pentru că chiar și pe alocuri o întrebam pe mama, cine a cântat la noi sau cine a fost un pic mai răsărițel, așa ca să zic, nimeni. A fost o explozie bruscă, a fost o explozie pe moment, deși fiind în sat încă, pentru că nu știu dacă vreau să cred că toată lumea deja cunoaște, cel puțin în ultima perioadă, povestesc această istorie. Eu am rămas fără tată de la vârsta de 6 ani, tatăl meu s-a înnecat în iazul din sat. A fost o tragedie nu doar pentru familia noastră, ci o tragedie pentru toate împrejurimile. Și în acel moment, ca să se depășească probabil mai ușor, ai mei, când zic ai mei, se avea în vedere nu doar mama, ci bunei pe linia mamei și cei 4 toți, un frate și 3 surori. Deci toți mi-au fost și mamă și tată și toți au muncit la maximum pentru mine ca eu să învăț și să fiu cine sunt astăzi. Am plecat la Soroca. Când s-a întâmplat această tragedie care oarecum v-a marcat întreaga copilărie și viață ulterior, moartea tatălui dumneavoastră, aveați 6 ani. Nu știu cât de bine țineți minte momentul, dar cum vi-l amintiți? Ce s-a întâmplat în familia voastră după această tragedie? Mai mult a fost o rușine decât o tragedie, ca să vorbesc așa, să fiu corectă. Nu mi-amintesc. Mi-amintesc doar momentele din păcate. Mi-amintesc scenetele urâte. Câți ani aveam, nu știu, pentru că, hai să zicem, 5 sau poate chiar și 6, pentru că aveam 6 jumătate. Asta s-a întâmplat vara.
Eu sunt născută în martie, împlinisem deja 6 ani și poate, chiar cum zic, împlinisem deja 6 ani și mi-amintesc niște momente de altfel foarte urâte, dar mi-l amintesc din acea situație și din acel moment, mai ales că tata n-a fost găsit nici în 24 de ore, nici în 48 de ore. A fost găsit foarte greu și nici nu vreau să povestesc cum arăta. Ba mai mult ca atât, părinții bunei de pe tata s-au refuzat ca să-l ia acasă la ei și să-l înmormânteze. Deci părinții tatălui. Și a fost înmormântat de la părinții mamei. De altfel, unde acolo mai mult trăiam eu cu mama, pentru că, din păcate, mama a dus o viață de groază cu tata. Și, ca să nu exagerez și să nu vorbesc în cifre fixe acum, dar o zi erau împreună și jumătate de an erau despărțiți. În această perioadă a reușit tata. Vedeți, probabil cineva sau cei care au mai ascultat interviurile mele, eu mă strădui la maximum să ocolesc acest termen, acest cuvânt, tata. Nu știu dacă e păcatul meu să zic, pentru că dacă tata nu era, nu eram nici eu astăzi. Dar cum am mai fost întrebată, de ce nu-l iert și de ce nu sunt în stare să-l iert? Probabil îl iert, pentru că eu nu prea țin minte viața întreg. Nu pot ierta batjocura și bătaia de joc care s-a produs între părinții mei. Nu pot ierta, deși mama multe nu mi le-a povestit, toate le-am aflat de la lumea din sat, că s-a comportat așa cu mama sau a făcut așa cu mama. De ce lucrurile astea, nu știu dacă se transmite la direct, relație mamă-fiică, vorba ce legătura asta directă. Eu nu am avut pe nimeni, eu nu am avut frați, nu am avut surori și eu pentru mama am fost tot. Dar atunci când v-am întrebat de această tragedie, ați spus că a fost mai mult rușine. De ce rușine? Pentru că pe timpuri era o rușine să rămână o femeie singură să crească copilul? Se punea presiune pe dumneavoastră din toate părțile? Era o rușine pentru că eu zic asta, nu știu ce a fost pentru alții. A fost o rușine pentru că Dumnezeu să-l odihnească, a fost o persoană mai obraznică, ca să spun așa. S-a comportat urât, ca să nu intru în alte detalii, s-a comportat urât, a avut o relație urâtă în doi. De aceea zic și mai mult ca atât, v-am spus că părinții tatălui au refuzat ca să-l înmormânteze. Deci a fost o relație așa distanțată, e frumos spus. Mai ales că părinții mamei, bunei mei de pe mama, au fost niște gospodari de clasă superioară, în exces. Bunelul de pe mama a fost un lemnar, ceea ce era solicitat pe timpul acelea. Deci gospodar în tot înțeles cuvântului. Făcea uși, făcea ferestre, clădeau beciuri, clădeau case. Bunica, dar mai mult ca atât, eu nu i-am zis bunică și bunel. Eu le-am zis mama și tata, pentru că ei m-au crescut. Eu am crescut la ei împreună cu mama. Bunica a fost o femeie evlavioasă, spăla veșmintele preotului din sat. Cât mă țin minte cum se vorbește în popor, la noi s-a sfințit Pasca, noi mergeam la biserică. Deci asta a fost o rușine, că fata lui Petrea Munteanu, cum se zicea așa, a fost căsătorită cu un cutărică. Dragostea asta, vedeți, face multe și astăzi și a făcut și atunci, că probabil mama s-a îndrăgostit, de altfel am înțeles că a fost un bărbat frumos. Mama pe locuri spunea că i-a moștenit multe din caracter, că era un caracter așa aprins, era o fire fierbinte, dar până la urmă a avut loc ceea ce a avut. Spuneți-mi acum, cum ați ajuns la Chișinău, la studii?
Atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, inițiativa, din câte cunosc, a fost din partea unchiului Vasile Munteanu, care, vorba aceea, nimic întâmplător în această viață. Eu, de fapt, nu port numele nimănui. E un pseudonim care, într-o bună zi, ajungând la conservator, mi s-au pus în față trei cerințe. Eu, înainte de a veni la conservator, trebuia să-mi frezez părul, să-mi tund părul, pentru că am avut un păr lung, lung de tot, toată viața mea, cât mă știu și domnișoară. Și s-a întâmplat asta cu vreo 2-3 luni până a venit la conservator. Eram cu gura plină, cu dinți de aur, că trăiam la Soroca și purtam numele Iașcenco, deci numele tatălui. Am primit trei condiții: să-mi schimb numele, să-mi cresc părul, pentru că podoaba capilară mult face pentru o interpretă de muzică populară, și dantura, bineînțeles, să fac ceva cu ea, pentru că în special pentru filmări, pentru camere, atunci când lucrăm noi. Stați un pic că nu înțeleg. Când ați venit la Chișinău, aveți vreo 18 ani. Da. De ce dantură de aur? Asta era Soroca, și pentru cei care nu înțeleg, și astăzi așa este, pentru că... Chiar dacă ai dinții buni, sănătoși, se intervine și se pune această dantură? Dinții erau sănătoși 100%, deci așa trebuie să fii în rând cu lumea și trebuie să fii frumoasă. Serios? Da. Și se socotea că eu sunt frumoasă. Și avută, da? Bogată, dacă ai dinții de aur. Bineînțeles, mai mult ca atât vreau să vă spun că eu, fiind o fată la toți, mi-amintesc că anii mei de studii la Soroca a fost 1984-88. Uh-huh. În acea perioadă aveam 10 degete și 22 de inele din aur. Deci fată avută, fată în rând cu lumea, ca să spun așa. În rând cu lumea, da. Și ați venit la Chișinău și vi s-au pus trei condiții: să vă creșteți podoaba capilară, să vă schimbați dantura și să alegeți un alt nume de familie. Da, ba mai mult ca atât, am devenit așa mai evidențiată, precum am spus și la începuturi, n-am fost copil la nimănui, am fost... Vin dintr-o familie de muncitori, dar probabil eram un pic mai muzicală. Uh-huh. Dar dacă nu eram fiica lui Cutărică, sau dacă mama nu era un solista, medic, sau eu știu cine putea să mai fie, pe locuri nu prea eram așa, ca să zic, corcolită, sau învățam foarte bine. Eram o fată modestă, eram o fată rușinoasă. S-a decis, precum am spus, inițiativa a venit din partea unchiului, fratele mamei: fata trebuie dusă la Soroca. Și ca mai târziu să înțeleg că cel mai mare accent s-a pus pe ceea că Nanu Vasile, așa îi ziceam, a vrut foarte mult și s-a dorit să fac muzică. Plecând la Soroca, de ce anume la Soroca? Pentru că acolo mama avea o soră, sora cea mai mică. Mm-hmm. Am locuit împreună, am studiat la școala numărul 1 generală medie, paralel am făcut școala de muzică de 7 ani, clasa acordeon. După aceea a urmat școala pedagogică, la fel la Soroca, și în 88 a sosit momentul de a merge la Chișinău, unde acolo ai mei s-au documentat la fel și au aflat că în 1987 se deschisese prima catedră folclor pe lângă Conservatorul Moldovenesc de Stat Gavril Muzicescu, așa cum era atunci, astăzi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Și eu, fiind a doua studentă după Zinaida Bolboceanu, a catedrei folclor. Deci m-am remarcat din primele apariții. Eu am venit o fată cu pregătire muzicală foarte bună, foarte sănătoasă. Întotdeauna cu mândrie spun că școala pedagogică și fundamentul meu în muzică este școala pedagogică de la Soroca, deși eu sunt și instrumentistă, pentru că, cum am spus, am făcut 5 ani de acordeon, după care au urmat 4 ani de acordeon. Eu am venit cu pregătire muzicală, ceea ce mai rar se întâlnea. Veneau la conservator ce ține de voce, veneau copii cu aptitudini de prinderi muzicale, doar cu voce de la Dumnezeu. Bine, cei ce mai era pe lângă vocea care o
dă Dumnezeu și mama cum te naște. Eu, pe lângă astea, aveam pregătirea asta extraordinar de frumoasă și sănătoasă. Am fost remarcată din primele momente, am susținut din prima examenul, de altfel din foarte mulți abiturienți. Ca să zic, după 2-3 luni deja de studențime, ba poate chiar din primele clipe am fost îndrăgită și de șeful catedrii Gleb Ceicovski-Mereșanu, care m-a marcat pe viață, fostul meu profesor de canto Nicolae Chiosa, și iată, din a doua lună, ca să nu zic din septembrie, eu, rumenă grasă și frumoasă, frezată modern, gătită, cu unghii mari, frumoasă, cu o fustă lungă până în podea, cu un șliț lung, pe tocuri înalte, nici pe aproape nu făceam parte din categoria celor care erau solicitați la Catedra Folclor. Trebuia să fiu așa, trebuiau să fiu așa, și condițiile astea au făcut parte din cerințele Catedrii Folclor, dar vreau să vă zic, foarte repede le-am realizat. Fără ca să mă gândesc mult, am primit o invitație din Belgia, eram Natalia Iașcenco, și atunci Gleb Ceicovski-Mereșanu mi-a spus că, uite, ne-a văzut deja cineva acolo și te-a îndrăgit și trebuie să mergem în Belgia. Și eu nu știu dacă în 24 de ore, fără ca să mă gândesc mult, eu nici astăzi nu găsesc răspuns. De ce eu am spus Munteanu? Nu știu. Nici la unchiul meu nu m-am gândit și nici la bunelul meu de pe mamă, care i-am spus tată. Cam mai târziu să înțeleg nimic întâmplător în această viață. Deci am devenit Munteanu pentru că așa trebuia să fiu. Am un certificat de schimb a numelui, pentru că așa se face, se înregistrează de ce și de unde. Dar puteam să iau și un alt pseudonim. Așa cum bunăoară Sofia Vicoveanca s-a făcut de pe muntele Vicov, da? Puteam să-mi găsesc și eu un alt pseudonim. Nu știu, l-am ales pe ăsta. Am rezolvat și cu dantura foarte repede, ca să zic, în vreo 10 zile, 14. Am început ușurel să-mi cresc părul și astăzi, din păcate, și atunci erau modalități noi, interpretele de muzică populară, ne mai îmbrobodim cu brobozele astea caracteristice pentru femeia de la țară și, cum mai spunea și fiica mea odată, zice, mamă, îți stă bine îmbrobodită. Așa că eu ușurel am început să mă adaptez și, mai mult ca atât, când am fost întrebată de Gleb Ceicovski-Mereșanu, păi și unde vă este costumul? Pentru că eu, în calitate de abiturient, deja trebuia să mă prezint în scenă, în costum, ba chiar la examen, în costum popular. De unde costum popular? În anul 1988, și eu, îndrăzneață, ca să nu spun eu, obraznică, am zis că în cazul când mă acceptați în calitate de student, vă promit că și în stradă voi îmbla în costum popular. Așa și s-a întâmplat. Mama foarte rapid mi-a adaptat așa niște momente, mi-a găsit ușurel de prinsat de la niște bătrânele. Și bine, nu mai purtam costumul în stradă, dar am început să port și costum popular. Frumos, frumos parcurs. Spuneți-mi, când ați ieșit prima dată la evenimente, când v-ați simțit o artistă în tot sensul cuvântului? Artistă m-am simțit din momentul când am devenit, și nu atât am devenit solistă vocală a orchestrei de muzică populară Fluieraș, dar am fost dirijată de maestru Serghei Lunchevici. Wow! Un nume sonor, o personalitate notorie. Serghei Lunchevici vorbea puțin, făcea foarte mult. Cei că am fost invitată, cei că am fost remarcată, cei că am fost descoperită de Serghei Lunchevici, pentru mine și astăzi asta înseamnă mult. Eram prea tinerică, eram fără cunoștințe, deși aveam în spate atâtea școli deja, dar scena necesită și are nevoie de atât. Ceea ce cunoști până la asta, asta este zero. Experiență, muncă, lucru, ieșiri după culise,
închinăciuni, pieptănări caracteristice scenei, machiaj caracteristice scenei și multe, multe momente care chiar trebuie să le, nu doar să le cunoști, ci trebuie să le simți și asta se numește experiență. Frumos. Dar ați spus momente după culise. Vreau aici să ne oprim un pic. Ați intrat în breasla artiștilor de muzică populară. Cum e acolo după culise? Când se închide cortina? Pe alocuri și spectatorului îmi place să-i spun că viața de artist nu e atât de roză cum pare. E foarte grea, e foarte complicată, e foarte dificilă. Doar cel care înțelege. Nu mi s-a întâmplat, dar am auzit. Ei, a cântat un cântec. Ei, a ieșit și a cântat două cântece. Dacă îți știi câte șiroaie curg pe noi, și pe față, și sub costum, părăsind scena. Asta doar cel care trăiește în scenă cunoaște. Despre asta nu trebuie să ai niște ani, despre asta nu trebuie să ai experiență. Așa cum ne spunea Nicolae Vasilievici, cum îi spuneam noi, marelui Nicolae Sulac, chiar l-am întrebat din nenumărate ori, pentru că am avut marele noroc, eu cu marea noastră și iubita Ana Barbu, să ne lansăm începuturile noastre alături de maestru Nicolae Sulac. Și îl întrebam des, dar dumneavoastră aveți emoții? Și el ne spunea, când voi ieși, eu voi fi în scenă, iar voi după culise să vă uitați la pantalonul meu, pentru că voi aveți poala albă care vă trădează. Deci tremură poala noastră. Emoțiile noastre vorbesc prin poala noastră. La bărbați, probabil, îi trădează pantalonul de jos, emoțiile. Și totodată dumnealui ne spunea că e un proces sănătos, e un proces normal, pentru că dacă n-am fi oameni și dacă n-am trăit ce aici trăim în scenă, odată ce este un text de jale, trebuie să intrăm în potecuța asta, în cărărușa asta și stratăm cu adevărat cântecul de jale. Dacă e cântec de joc, cu adevărat trebuie să tratăm jocul. Pentru că atunci când e jale, e dor, omul trebuie să plângă. Și dacă se transmite emoția noastră la spectator, este ambianța aceasta. 100%. Da, până la urmă asta este și menirea unui artist. Exact. Și dacă e joc, spectatorul dansează. Dacă noi suntem falși, atunci nu este rezultatul. Și spectatorul simte lucrul ăsta. Dar prietenii adevărate, ați reușit să legați unii artiști, interpreți? Întotdeauna mi-a plăcut să spun și să știți că ăsta este adevărul. Eu nu am prieteni și nu am dușmani. Zilele astea cineva mi-a mai spus că nu prea vă întâlnesc după culise, stând la taclale. Eu sunt o fire extrem de degajată. Mie îmi place gluma, cum nu-i place nimănui. Eu sunt fina lui Ciuhrii, care mai frumos și mai bine să glumească ca Ciuhrii, nu știu, doar cei care îl înconjurau. Dar totodată găsesc răspunsul probabil în ceea că eu nu am frați, nu am surori, ăsta este și un plus, ăsta este și un mare minus. Astăzi, ciocnindu-mă cu niște probleme mai grave de sănătate, înțeleg, dacă aveam o soră, plângeam și îmi împărțeam necazul și durerea. Dacă aveam un frate, puneam cap pe umărul lui, plângeam și poate rezolvam, poate nu de tot, dar mai ușor rezolvam. Vreau să cred că, nu știu dacă e corect să zic că mă simt bine în singurătate, dar iubesc singurătatea, accept singurătatea, chiar și în momentele când poate chiar pare banal,
cu astfel de femei, sau munteanul niciodată nu plânge, pentru că munteanul întotdeauna este bine dispusă, întotdeauna este cu zâmbet pe buze, plâng. Eu sunt un muritor de rând și eu sunt un om ca toți oamenii și plâng, poate mai mult ca alții, dar nu mă vede nimeni. Așa am fost învățată. Treceți acum printr-o perioadă foarte complicată. Doamna doctor, când m-a invitat a doua zi, așa ușurel avea lacrimi în ochi. Am stat 5 zile în casă de una singură și practic nu mă puteam ridica din pat. Nici fiicii mele nu eram în stare să-i spun. Indiferent de orice, eu activez. Activez pentru a ieși mai ușor, pentru a mă gândi mai puțin. Și asta este sursa mea de existență. Acum un an știu că ați aflat această veste care oarecum va schimba viața 180 de grade. Nu este nimic altă dată. Da. De un an eu sunt diagnosticat cu leucemie. Mă întrebam de multe ori, deși mi-am închipuit că caracterul meu, doar Dumnezeu e în stare să mi-l schimbe. M-a trimis pe acest pământ. Sunt o fire cu cerinți. Sunt o fire fierbinte la toate capitolele. Cer de la mine, cer de la copiii mei, cer de la viață. De multe ori îmi puneam întrebarea, cum mă voi coborâ de pe tocuri? Mulți ani spectatorul mă știe pe tocuri. Da. Și zic, cum aș face oare ca cu un milimetru, cu doi, ca să nu fie vizibilă această coborâre? Ca să nu spun, cum m-aș stinge încetişor, ce ține de caracter? Vedeți Dumnezeu cum le dă. Fără ca să vreau, mă sting. Fără ca să vreau, mă încep a mă coborâ pe tocuri, fără ca să-mi planific, pentru că Dumnezeu le rânduiește pe toate și nimeni la o adică nu este asigurat. Întâmplător, fără ca să simt atunci când am avut probleme de sănătate, atunci când am stat 5 zile în casă de una singură și practic nu mă puteam ridica din pat, atunci n-am bănuit. A fost un alt diagnostic. Aici, așa Dumnezeu. Eu întotdeauna zic că toate sunt de la Dumnezeu. Toate vin și tot Dumnezeu le rezolvă. Așa este. Cu siguranță se va rezolva și asta. Dar spuneți-ne, cum ați aflat? Știu că a fost o întâmplare. Exact. O analiză de rutină, o colectare simplă a sângelui, care de altfel, eu de felul meu sunt o zăpăcită, o neliniștită. Mama mea avea o vorbă, fiică mea nu știe de 7, de 8 n-a auzit, dar de 9 nici nu vrea. Eu, să nu credeți că am trăit atât de dulce, dar probabil organismul mi-a răspuns cumva, chiar dacă și aveam pe locuri un disconfort, o durere, aveam rezerve suficiente de sănătate sau le puteam cumva, vedeam balanță, puteam face balanță. Acum mi-e greu să le stăpânesc. Și precum am spus că pe alocuri și eu mă gândeam că chiar și colegii mei spuneau, măi, uite, bravo ești tu, aceea ești bătut cu foc, înregistrată 25 de ani în urmă, la fel o dansezi, la fel o miști, la fel o simți. Niciodată nu mi-am pus întrebarea că astăzi sau ieri sau mâine
aș putea să mă sting. Poate mă gândeam la 100 de ani mă voi stinge. Atunci când am avut problemele, încercările de sănătate, eu de felul meu sunt o fire așa, am mai spus asta, eu nu spun nimănui, eu de una singură merg la spital, dar merg la spital atunci când e necesară deja intervenția, eu nu merg pentru o simplă tratare. Eu am fost o femeie sănătoasă, vin dintr-o viță extrem de sănătoasă și de aceea niciodată nu m-am putut împăca cu gândul, dar nici nu mi-ajung cuvinte ca să spun că puteam vreodată să mă gândesc că eu aș putea să fiu bolnavă. Când am făcut acea analiză, colectarea sângelui de rutină, a fost o explozie pentru multă lume din domeniul medicinii. Medicul de familie a văzut în acea zi rezultatul, pentru că respectiv vârstei mele, probabil și la laborator s-au pus multe semne de întrebare că n-ar putea să fie. M-a telefonat doamna doctor și nici nu mi-a spus care este problema. Zice, avem nevoie să mai repetăm sângele. Nici n-am mai pus multe întrebări pentru că nu bănuiam. A doua zi s-a colectat repetat sângele, gândindu-ne toți împreună că e o greșeală de laborator. Nici mai puțin, nici mai mult o unitate. Aceeași cifră a arătat. Ca să înțelegeți, pentru un om sănătos, norma leucocitelor în sânge trebuie să fie 6.000 și la mine pentru început a arătat 26.000. Deci s-a pornit totul de la 26.000, am colectat, repetat. Atunci eu mă socot psiholog, eu am făcut și psihologie, pedagogie, nici în acel moment n-am bănuit ce pot avea în vedere, deși încoace deja. Mi-amintesc doamna doctor când m-a invitat a doua zi, așa ușurel avea lacrimi în ochi. A început ceea ce a început, au început îmblările mele pe drum. La un moment dat, probabil apogeul colectărilor mele a fost atunci când Nanu Ciurie, așa întotdeauna cum îi spun eu, m-a părăsit și leucocitele mele au făcut un salt extrem de mare. Am făcut drumuri de una singură, nici fiicii mele nu eram în stare să-i spun. Nu știu dacă gândeam că nu-i adevărat. Știam că e adevărat, pentru că eu, de felul meu, sunt o fire care sunt așteptată, îmi place să fiu așteptată, îmi place să fiu ghidată. Am și în spatele meu și în fața mea o echipă extraordinar de frumoasă și sănătoasă de medici. Le credeam și astăzi le cred. De aceea nu puteam să neg, dar totodată firea mea prea tare, puternică și îndrăzneață, nu puteam să cad pradă, nu puteam să dau mâinile în jos. Și foarte mult am umblat de una singură pe drumuri, nu știu, ca să spun un termen, 10 sau sute de analize, poate ar fi mult, dar vreo 3 luni am studiat orice organ minuțios, pentru că foarte des mi se arunca câte o frază. Poate este o infecție la un organ și poate nu e adevăr ăsta. Și am tot căutat acea infecție la un organ și până la urmă n-am mai găsit nicio infecție, deci adevărul a fost unul. Și la un moment dat am căzut de acord ca să încep tratamentul,
să fac terapia care o fac și până astăzi, nu pot ieși din casă până când nu iau ceea ce mi-au prescris medicii. Ce ține de Republica Moldova, la maximum fac. Iau un medicament modern. Care este starea dumneavoastră de sănătate acum? Fizic, cum vă simțiți? Stabilă. Stabilă, deși, după părerea mea, nu doar o părere, am și nici două și probabil nici nouă. Nu prea sunt înțeleasă de lumea din jur. În ce sens? Eu sunt relativ bine, doar eu știu și copiii mei care este starea mea, pentru că indiferent de orice, eu activez. Activez pentru a ieși mai ușor, pentru a mă gândi mai puțin. Și asta este sursa mea de existență. Comparativ, activitatea mea este mult mai pasivă, pentru că totuși, ținând cont și de ultimele postări, bănuiesc că este lume care se gândește, am invitat-o, dar asta este situația. Eu nu prea postez activitatea mea, mulțumesc tuturor celor care mă invită, dar urmările sunt greluțe. Atunci când mă întorc de la o activitate, atunci când am de parcurs, ca să nu zic 100 de kilometri înainte și înapoi, am de stat în scenă o oră jumătate pe tocuri. Nu e atât de simplu și nu e atât de ușor. Sunteți o eroină, să știți. Pentru că în pofida stării de sănătate, alegeți să cântați oamenilor. Astfel treceți mai ușor, din punct de vedere psihologic, peste această mare suferință pe care o duceți, dar și aduceți o mare bucurie oamenilor. Și cred că niciun om nu are dreptul să judece dacă nu a trecut prin papucii dumneavoastră. Doamna Natalia, dar adineaori mi-ați spus că vă place singurătatea. În această perioadă în care vă sunteți încercată greu de viață, ați simțit ajutorul, susținerea celor din jur? Și aici nu mă refer la copii, dar la breasla, poate artiștilor, prietenilor, sau nu, atât cât v-ați așteptat? Am simțit și simt. Vreau să vă spun că în această perioadă chiar mi-a contraindicat singurătatea. Pentru că eu nu sunt o femeie cu care să-mi spui că totul va fi bine, totul e bine, vom depăși cu bine, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare. Trebuie să fii, nu știu în ce măsură de naiv, să-ți citești scris pe foaie, să-ți auzi verdictul și să depășești sau să te faci că nu auzi sau să te faci că e ceva ușor. Sau... Deci nu e ușor și nu e simplu deloc. Dar în momentele astea o spun din cele simțite de mine și trăite de mine. În momente, atunci când te afli singur, atunci vine raza, când începi să gândești, începi să te axezi pe gânduri și începi a răscoli informație. Curiozitatea apare, să vezi până unde ajungi, să vezi ce cazuri au mai existat, să vezi ce cazuri există, dar cum, deși asta este individual și fiecare organism răspunde diferit. Exact. Ce ține de colegii mei, întotdeauna am fost iubită și întotdeauna am fost apreciată. Simt și astăzi susținerea tuturor. Sunt, da, din cei care se simt probabil cumva incomod, se simt prost ca să scriu un mesaj. Am din ăștia că nici nu știu cum să scriu, m-am gândit de mult să-ți scriu, mă macină de câteva zile gândul, să vin să te vizitez. Sunt foarte mulți care pur și simplu mă telefonează și aș vrea să vin să te văd, aș vrea să vin să te vizitez. Accept,
mai puțin mi-aș dori să mă vadă spectatorul plângând, suferind, dar colegii sunt colegii mei. Am înțeles. Care, ce urmează să se întâmple pentru ca starea dumneavoastră să se îmbunătățească de sănătate? Știu că există o operație pe care trebuie să o faceți. Operația, da, este vorba despre un transplant de măduvă. Nu este recomandată tuturor bolnavilor cu un astfel de diagnostic. Eu, spre fericirea mea și bucuria copiilor mei, am o formă ușoară de leucemie. Chiar zilele astea am fost telefonată de un medic de care sunt ghidată și am discutat așa telefonic ca să mă gândesc bine. Pentru că deocamdată medicamentul se tolerează ușor, care îl primesc. Organismul meu răspunde foarte frumos. Eu astăzi am niște analize, am niște rezultate bune în comparație cu începuturile mele, dar este o analiză care se face odată la jumătate de an și oricum celulele albe arată care este menirea lor acolo printre celulele roșii, oricum persistă. Chiar dacă analizele sunt bune, pentru că dacă aș merge astăzi și aș colecta sângele într-o clinică unde nu mă cunosc și nu-mi cunosc diagnosticul, probabil nu s-ar citi multe. Analiza sângelui arată bine, dar dacă se colectează sângele așa cum se colectează pentru un pacient ce ține de oncologie, mă cunosc doar cei care stau la evidență. Uh-huh. De aceea, ducând cont că sufer de o formă ușoară de leucemie, mulțumesc Domnului că dispun de timp de a mai analiza, de a mai îmbla pe drumuri și zilele astea m-am întors de la București. Am discutat cu un medic oncolog la fel. Să-ți faci un transplant de măduvă, asta nu înseamnă că se ia de undeva, se transmite bolnavului, pacientului, în cazul dat mie, și te-ai ridicat și ai plecat acasă. Reabilitarea poate mai scump costă, nu mă refer financiar. Depinde cum răspunde organismul, depinde cum primește organismul. Așa că am fost sfătuită să mai aștept un pic. Să mai aștept primind tratamentul ăsta ce ține de Republica Moldova. Ba mai mult ca atât. Financiar eu nu sunt gata. Și nu sunteți gata de transplant. E foarte costisitor. Enorm. Mi-aș dori să ajung în Germania pentru că tratamentul ce ține de sânge nu pot spune că garantează, pentru că unul Dumnezeu garantează, dar sângele se tratează, ca să spun, mai eficient în Germania. Fiica mea duce tratative cu 3 țări, duce tratative cu România, Italia și Germania. Stăm așa, vorba ce e, pe valize, dintr-un caz că ne decidem, dintr-un caz că ne acceptă, deși discutăm și ne acceptă în toate 3 părți. Dar vă zic, chiar și de medicii noștri sunt sfătuită un pic să mai așteptăm. Înțeles. Totodată vedem ce facem, pentru că e foarte greu de a aduna o astfel de sumă.
Doamna Natalia, eu vă doresc multă sănătate și sunt sigură că o să ne revedem curând la Iubește Viața și o să aveți vești bune pentru cei de acasă, pentru fanii și telespectatorii noștri. Dacă acum m-ați invitat dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc pentru dragoste, iar peste o perioadă vreau să vă promit că o să mă cer eu în emisiunile dumneavoastră ca să-mi împărtășesc bucuria că eu sunt mult mai bine, eu sunt prea bine și mare puterea Domnului, deși știu că Dumnezeu mă iubește. Așa este și noi vă iubim publicul și oricând. Ușile studioului nostru sunt deschise pentru dumneavoastră și pentru muzica dumneavoastră. Și acum, dacă tot am pomenit de muzică, vă invităm să ne cântați. Cu drag! Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Sunt sigură că istoria pe care ați auzit-o v-a motivat. Haideți să o ascultăm acum pe Nătălița Munteanu. Sușică albă de soc, vine și iau la joc. Bădița la un loc, se joc batuta cu foc. Trilila, trililita, trilila, 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 trililita, trilila, trilila. Să-i dobare o bătută, trilila, trilila. Că-am băut iarjin la nuntă, trilila, trilila. Și la cap e s-o urca, trilila, trilila. M-a prinsoară de jucat, măi! Trilililililai, trilililililai, ta-ta-tai. Trilililila, hei, trilililita, 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 trilililita. Trilililita, trilililita, trilililita. Și acum mă bătiță ghine, trililai, trilila. Mă pașe de rușene, trililai, trilila. Bătiță, fudul mai ești, dar cu minte fă să șerși. La joc primul tu să-mi șerși și pasul ghine să-mi țerși. Trilila, trililita, trilila, trilila. Trilila, trililita, trilila, trilila. Iar decât să mă privești, trilila, trilila. Să-i mă ghine și poftești, trilila, trilila. Te poftești o gură dulce, trilila, trilila. Ți-o-i da două și te-i duși. Trilililai, trilililai, ta-ta-tai. Trilila, hei, trilili, trilililita, trilili, trilila. Trilila, trililita, trilila, trilila. Joacă mama i-a pasat, trilila, trilila. Că nu-s fată de la sat, trilila, trilila. Frunze verde de curechi, asta-i joc de-a noi privești. Așa sunt eu învațată, de tărcasă și-o jucată. Trilila, trililita, trilila, trilila. Trilila, trililita, trilila, trilila. De mă prind putăți în joc, trilila, trilila. Doamne, atunci să vezi pe top, trilila, trilila. Și când mă prind în strânsură, trilila, trilila. Parcă-s fumea e nebună, trilila, trilila. Trilililai, trilililai, ta-ta-tai. Trilila, hei! Trilililita, trilililita, trilila. Trilila, trilililita, trilila, trilila. Trilililita, trilililita, trilila. Trilililita, trilililita, trilila. Trilililita, trilililita, trilila.